Dizzy? Nu știu de ce. Suntem puțini. Dar totuși, Maria, eu am Iisus. Emoții. Pentru că Dumnezeu este prezent. Mărire în veci, noi Lui. Iisus Hristos este în adunare. Și în această seară, la această rugăciune de cauză, Mărire în veci, întreabă ce vrei să-ți fac. Dar dacă inima ta este împietrită, tu nu poți auzi glasul acesta. Dacă inima ta sau inima mea este afară, nu vom putea auzi glasul Domnului Iisus Hristos când te întreabă. Ce vrei să-ți fac? Orbul Bartimeu a auzit doar că trece. Și când a auzit că trece, în toată vâlmășeala unde era norodul acela, vrea să-L vadă pe Iisus. Și astăzi Iisus trece în adunare. Trece printre rânduri la fiecare. Dar nu-L simțim. Dar știți de ce nu-L simțim? Pentru că gândul nostru nu este la Iisus Hristos. Pentru că gândul nostru nu este aici. Pentru că gândurile noastre sunt afară din biserică. Ar trebui să te gândești că El a suferit pentru tine. Ar trebui să te gândești că ți-a dat vedere. Orbul Bartimeu n-a avut. Dar a căpătat-o. Și cum a căpătat-o? Prin credință. Doamne, dă-ne credință în această seară. Doamne, dă-ne credință. Glorie lui Dumnezeu. Aș dori să dau citire în această seară. La Luca capitolul 19, la versetul 35 până la 43. Pe când se apropia Iisus de Ierihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. Când a auzit norodul trecând, a întrebat, ce este? I-au zis, trece Iisus din Nazaret. Glorie Lui! Și El a strigat. Strigă și tu împreună cu mine. Iisuse, ai milă de mine în această seară. Ai milă de noi în această seară, Doamne. Cei ce mergeau înainte, îl cercetau să tacă. Dar El țipa și mai tare. Ai milă de mine, Iisuse. Iisus s-a oprit și a poruncit să-L aducă la El. Și după ce s-a apropiat, l-a întrebat. Ce vrei să-ți fac? Doamne, a răspuns El, să-mi capăt vedere. Tu ce ai vrea ca în această seară Iisus Hristos să-ți facă? Ce ai vrea ca în această seară Iisus Hristos să schimbe la tine? Orbul Bartimeu a cerut vedere. Tu ce erai cu credința lui Dumnezeu, lucrurile cu care te confrunți? În această seară Dumnezeu să dea afară din inima ta. În această seară Dumnezeu și Duhul lui Iisus Hristos să fie peste noi, să ne curățească, să ne dea o viață sfântă. Și Iisus i-a zis, capătă-ți vedere. Credința ta te-a mântuit. Numai decât orbul și-a căpătat vederea și a mers după Iisus, slăvind pe Dumnezeu, tot norodul, când a văzut ce neîntâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu. Este bun Dumnezeu. Dar nu-ți cere multe. Îți cere și îmi cere decât credință. Pentru că El este prezent. Eu îl simt că El este prezent. Numai deschideți inima. Pentru că El vrea să te vindeci în această seară. El vrea să-ți dea vedere. El vrea să-ți dea ceea ce îți lipsește. Dar dacă tu nu ceri cu credință și nu-ți deschizi inima și cura, cum vrei să-ți dea? Sub voința ta și sub strigătul tău, sub tăcerea ta, nu va veni. Pentru că El este tu, El este milos, El este îndurător. Dar El nu vine fără voința ta. El are această putere să facă lucrurile astea, numai dacă îți dorești. Numai dacă îți dorești. Amin. Mai întâi, ca să intrăm în această rugăciune de cauze, să-i cerem să ne dea credință. Amin. Să ne mărească credința, pentru că avem nevoie ca să intrăm în această rugăciune. Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu. Și zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea putere mai departe la toți. Aleluia. Aleluia.